De fapt, nu știi că în spate acesta este, pe lângă profesionist, și un agent de vânzări. Dar pot să spun că anumite produse sunt disponibile. Am cunoscut oameni și avem colaboratori extraordinari. Bună, dragilor! Astăzi vă voi vorbi despre un subiect mai delicat și acesta este comisionarea ascunsă pentru specialiști. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Că există în această piață arhitecți, constructori, designeri care pur și simplu îți recomandă să cumperi anumite produse. Dar pot să spun că anumite produse sunt disponibile și fără aceștia. În mod normal, ar trebui ca aceste produse să-ți fie recomandate, dar nu să se ocupe aceștia de comandă și să plătești prin ei, pentru că deja o să ai ceva bani plătiți în plus. Noi am avut foarte multe cereri de la unii dintre acești specialiști de comisionare. Domnule, dacă ți-aduc un client, vreau și eu ceva. Ceva poate să însemne din ce în ce mai mult. Și atunci tu nu știi aceste lucruri, ai încredere în omul pe care l-ai plătit pentru a-ți construi, a-ți amenaja sau a-ți decora casa și tu, de fapt, nu știi că în spate acesta este, pe lângă profesionist, și un agent de vânzări care câștigă la fiecare tranzacție pe care o face cu tine și tu o faci în numele lui. Așadar, chiar dacă ai o ofertă de la aceștia, nu lua o decizie până când nu verifici în alte părți acea ofertă. Nu încerca să mergi pe mâna lui, încearcă să-l verifici cumva, cel puțin de câteva ori, să vezi că este corect. Acum nu spun că toată această piață funcționează așa. Am cunoscut oameni și avem colaboratori extraordinari. Avem arhitecți, avem constructori, designeri care pur și simplu sunt alături de clienților trup și suflet și ajung la noi pentru a-i mulțumi cât mai mult pe acești clienți. Dar nu cer comisioane. Dar pe partea cealaltă există o piață care cere comisioane, iar tu poți să plătești chiar și cu 15, 20, chiar și mai mult la sută din prețul acelei facturi ca și comision suplimentar specialistului. Așa că verifică, nu crede și fii cu ochii în patru, pentru că toți îți vor banii până la urmă. Succes!